cel la școlile Micii Rome ale Glazului, desăvârșindu-și studiile teologice la Universitatea din Budapesta, profesor de țară în Ardeal în vremea primului război mondial, împlinindu-și idealul sufletesc după Marea Unire, când preia toiacul dăscăliei pentru zeci de generații de elevi, cărora le deslușește tainele limbii române. Poetul, profesorul, traducătorul, folcloristul, editorul de reviste literare, cel care a cunoscut suferința, umilința și tehnica comunistă, purtându-și destinul cu demnitate și neostoită convingere în strălucirea sfântă a libertății și dreptății omului. Teodor Dunășanu rămâne pentru posteritate unul din ultimele spirite renașentiste ale erului modern Transilvan. Gheorghe I. Podea, din ediția îngrijită de domnul academician Camil Mureșanu, Mureșanu, fiul lui Teodor Mureșanu. Aș vrea să vă spun că anfitrionul acestei întâlniri și cel care a inițiat și care s-a străduit ca să vin cu toți împreună în această întâlnire colocială este domnul Ioan Mitra Catința, scriitor, membru Uniunii Scriitorilor din România. Mai fac precizarea că pentru această activitate, Dânsul este sprijinit de către Uniunea Scriitorilor, Filiala Cluj, Biblioteca Teodor Mureșanu Curda, Asociația Culturală Pavel Jean, Asociația de Culturi și Autori și Colegiul Național Mihai Viteazul Ciurca. Mai vreau să arăt doar atât că domnul academician Camil Mureșanu este membru fondator din anul 1996 a Asociației Reculture Pautores. Această carte, Lumină și Negură, am primit-o cu dedicație în această sală acum mulți ani. Și asociația noastră, prin domnul Casința, prin doamna Dora, prin scriitorii și profesorii de limbă și literatură română, continuă activitatea Cenacului Literar Pagini Literare, cu numele de Pagini Literare Curtene, în scopul de a promova și de a cunoaște și de a face multe lansări de cărți pentru cei care au fost de limbă și de literatură română și de creativitate literară. Am să dau cuvântul domnului Catința, care va prezenta invitația. Da. Bine ați venit la simpozionul nostru. Avem prilejul să ne reamintim de unul dintre personalitățile municipiului Turda, scriitor, în primul rând profesor deosebit, scriitor și conducător de reviste, mă refer cu deosebire la revista Pagini Literare, apărută în perioada interbelică, consemnată în toate istoriile presei românești. Dintre invitații noștri care au putut să vină, că mai sunt voi care încă n-au apărut, sunt și ne onorează cu prezența profesorul universitar Ovidiu Mureșan, nepotul lui Teodor Mureșanu, fiul academicianului Camil Mureșan, decedat în urmă cu aproximativ 2 ani. Scriitorul polivalent Iuliu Pârvu, fost inspector școlar. Aurel Podaru, scriitor, locuitor al orașului Veclean,
născut în comuna Triteni, localitatea unde s-a născut și viitorul Pavel Dan. Ca și Pavel Dan, a fost internist la acest liceu și, firește, dormitorul era în clădirea din spatele curții. Ne mai onorează cu prezența Gabriela Leoveanu, membra unei scriitorilor din România. Doamna directoarea Bibliotecii Municipale, Nicolina Halgaș, și l-am lăsat la pe profesorul cercetător Valentin Vișinescu, care astăzi va vorbi despre Teodor Mureșanu, căci lucrează la o carte despre Teodor Mureșanu cu documente inedite pe care le-a pus la dispoziție în văr de-al domnului profesor Mureșanu din județul Mureș. Îl așteptam și vă spun că nu a apărut. Iar mâine îl vom aniversa pe domnul Vișinescu la împlinirea vârstei de 85 de ani și prilejul care el își va lansa și o carte. Ca să intrăm în tematica propusă de noi pentru acest simpozion, o rog pe doamna Carina Aripi să susțină comunicarea, pentru că trebuie să meargă la o activitate la fel de importantă la Cluj, în Apucar. Vă rog. Onorată asistență, stimați invitați, dragi colegi, dragi elevi, ne aflăm astăzi aici pentru a onora o personalitate distinctă, un astfel exemplar, azi, de ziua educației. Pentru a onora memoria celui care a fost, vreme de 30 de ani, aici, în acest spațiu, al liceului nostru, profesorul și pedagogul Teodor Mureșanu. Suntem aici pentru a vorbi de o minunată relație, cea dintre elev și profesor, avându-i ca actanți pe profesorul Teodor Mureșanu, iar ca elev pe Pavel Dan. Suntem aici pentru a evoca o atmosferă, o lume dispărută, așa cum era ea în 1919, în acest climat de entuziasm și efervescență creatoare, de emulație creat de actul Marii Unii. Suntem aici pentru a afla care ne viști ce suntem, de unde ne tragem, unde ne sunt rădăcinile și cum se va institui și constitui faima acestui liceu ca instituție de cultură, prin contribuția de excepție a unor personalități care s-au dedicat menirii lor. Teodor Mureșanu este cel care a înființat și a numit revista liceului Fire de Tot. Asta este numărul din Fire de Tot. Asta este revista liceului nostru cu titlul ei până în 1980. Deci cel care i-a dat nume a fost Teodor Mureșanu. Abia după 1980, revista noastră va fi revista Interval, cea care va lua
între 2000 și 2005, de 5 ori consecutiv, premiul întâi la concursul revistelor școlare. S-ar putea ca acest lucru să nu se fi întâmplat dacă odată Teodor Mășanu nu înființa revista Firenze. Ajungem la începutul, în 1919. Teodor Mureșan este numit profesor de limba și literatura română la Liceul Regele Ferdinand, actualmente Colegiul Național Mihai Viteazu. Tot în toamna aceluiași an, 1919, se înscrie la Liceul de Băieți Regele Ferdinand, Pavel Dan. Iată cum arată, cum nota Teodor Mureșan, că arăta curtea liceului în toamna anului 1919. La deschiderea anului școlar 1919-1920, la Liceul Teoretic de Băieți din Turda, în mulțimea de copii înscriși, apărură numeroase straie de țară. Am început a mă interesa de numele, de părinții, de proveniența elevilor, din dorința de a-i descoperi pe cei din marginea de sud a câmpiei Ardealului, parte de țară din care mi-am luat și eu odată zborul, de prin Luna, Urca, Triten, Boian, nu erau prea mulți. Însă, printre ei s-a prezentat unul. Și iată portretul pe care îl face Teodor Mureșanu lui Pavel Dan. Cu trăsăturile feței sale delicioase, nasul lat la rădăcină, fruntea bombată, de sub care te sfredeleau doi ochi negri, cam adânciți în orbite, dar vii și curioși, mi-a rămas neuitat peste noi ani de ani. Băiatul acesta era Pavel Dan, vigurosul nuvelist de mai târziu. Asta este epitetul caracterizator al tânărului profesor Teodor Mureșan. Vigurosul nuvelist de mai târziu. Așa se va dovedi. Și acum să vedem cum arată formația unui tânăr profesor la Liceul Regele Ferdinand în 1919. Cine era Teodor Mureșan? În 1912 termină cursurile liceului de la Blaj, iar examenul de maturitate este declarat matur cu prestație eminentă. Între 1912 și 1916 urmează la Budapesta cursurile Seminarului Catolic Central, unde, pe lângă disciplinele principale, studiază latina și greacă. În 1916 termină cursurile facultății și se oferă o bursă la Berlin, pe care o refuză din cauza războiului, fapt regretat mai târziu, un eventual doctorat în filologie sau teologie obținut în Germania i-ar fi deschis calea spre o carieră universitară. Între 1918 și 1919 își continuă studiile de filologie și filozofie în cadrul Universității din Cluj. Asta este formația spirituală cu care Teodor Mureșan vine la liceul nostru. Și acum, cum arăta activitatea de peste 30 de ani pe care, cu mare dăruire, cu exemplară calitate umană, cu o inegalabilă noblețe sufletească, a urmat-o vreme de 30 de ani. Iată ce notează Vei Rusu, sub conducerea neobositului nostru îndrumător, profesorul și poetul Teodor Mureșan, a luat ființa la Liceul din Turda, Societatea Literară. În avântul lucrărilor ce se făceau cunoscute la societate, apare pentru scurt timp revista Fire de Tort, în care Pavel Dan își revărsa crâmpeie de suflet. Teodor Mureșan este cel care va îndruma și încuraja tânărul, talentatul, elev al său.
Father Dan, între Teodor Mureșanu și Father Dan se petrec una dintre întâlnirile modelatoare, fericite ale ființei, în care elevul își descoperă sinele, își descoperă vocația scriitoricească. Este privilegiul acestui spațiu să amintească de relația dintre mentor și elevul său. Între 1924 și 1925, Teodor Mureșanu începe să țină, în cadrul Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român Astra, prelegeri populare și conferințe în care promovează mari scriitori aflați la începutul. Una dintre cele mai importante conferințe ale sale este despre Lucian Blaga și literatura noastră de azi. Și acum, ca într-un câmp semantic cu totul special, amintind titlurile câtorva volume care s-au născut pe parcursul anilor petrecuți aici. Fum de jertfă, poemă, 1923. Comoara pierdută, contribuție la redobândirea sufletului de altă dată, eseuri de filozofie creștină, 1927. Lupii suflate de vânt, versuri. Sunt versurile care au inspirat desenele aflate în fața sălii festive. Lumină și necură, zilele eliberării Transilvaniei de Nord, file de jurnal publicate postum. Acesta a fost un mini-portret, aș spune, în 3D, în care cei 3D sunt demnitatea, datoria și distinția menirii de gazdă. Ultima pagină care va fi scrisă e scrisă în fața liceului, în parcul din fața liceului ce găzduiește cele două statui, al lui Pavel Dan și al lui Teodor Mureșanu. După dezvălirea bustului lui Pavel Dan din 1969, este vremea în toamna anului 1995, ca în parcul liceului Mihai Viteazu să fie dezvălit bustul lui Teodor Mureșanu, dascălul său, profesorul, poetul, redactorul și omul de cultură turdean. A fost, citez, un romantic ce străbătea deseori străzile orașului, iar acum își ocupă locul bine meritat în fața liceului pe care l-a servit timp de atâția ani. Acestea au fost cuvintele frumoase, rostite de directorul liceului de atunci. Și astfel, parcul cu castani din fața liceului poate spune prea frumoasă poveste, sculptată în bronz, dintre elevi și dascăli. Poveste de cunoaștere, de iubire și de învățătură. Dragii mei, vreau să fac și eu o succintă prezentare a vieții și activității lui Teodor Mureșanu, pentru că următoarele comunicări sunt referite la multe aspecte ale operii sale. Debutează în 1906 cu poezia Pastel, publicată în ziarul Unirea din Blaj. Până la Marea Unire din 1918, colaborează la următoarele publicații. Sunt, de fapt, 12 publicații, nu le voi citi pe toate. De exemplu, Post în Ziara din Corăștiru, Ceafărul din Sibiu, Unirea din Blaj,
Transilvania, Gazeta Transilvania din Brașov, în perioada 1918, deci după mare înainte, până în 1947, colaborează la 13 publicații, de data aceasta și la câteva publicații de peste munți. Iată Gândirea și Societatea de Mâine din Cluj, dar și Neamul Românesc Literar din Dolenii de Munte, Cele Trei Crișuri de la Oradea, Năzuința de la Craiova, în fine, după 1944, dar prin anii 50, colaborează puțin la revistele clujene Steaua și Tribuna și la scrisurile Bănățean din Timișoara. Este un colaborator fervent al revistei Abecedar, care a apărut la Brat în 1933, luna mai, format coală A4, înduită pe verticală, așa arată revista Abecedar. Noi nu avem la Turda. Eu i-am făcut o fotografie de această carte, aici, undeva la mijloc, la cantine, nu o să puteți vedea. Dar această revistă, după câteva luni, n-a putut rezista într-un oraș atât de mic. Și a fost transferată la Turda, în conducerea cu preia profesorul Teodor Morășan. La Brat a fost înființată revista de poeții Emil Giurgiuca și George Bolte. A apărut la Turda această revistă până în 1934, când pur și simplu se autodesfințează, iar Teodor Morășanu înființează Pagini Literare, una dintre cele mai bune reviste de cultură din țară, menționate și de George Călinescu, dar cu deosebire în istoria presei românești generale și în istoria presei literare românești. După ce în 1925 apar cele trei numere în două volume ale revistei Fire de Tort, numărul 2, 3, numărul dublu, există în această expoziție, cu texte scrise în exclusivitate de elevi, sub îndrumarea profesorilor de română. Din 1926 până în 1934 editează Gazeta Săptămânală a Rieșului, care împreună cu librăria ce purta tot numele râului de ale cărui malul se află Turda, erau susținute de o societate anonimă alcătuită de fapt din intelectual român turdeni. Cum spuneam, în perioada 1934-43 este tipărită revista Pagini Literare, așa cum o numește istoricul literar Dumitru Murărașu, buna revistă din Turda. În ale care fine, întâlnim numele unor scriitori talentați din multe zone ale țării, tineri și vârstnici. Teodor Morășan, fără îndoială sufletul revistei, a descoperit și lansat câteva tinere talente, în primul rând doi dintre foștii săi elevi,
prozatorul Pavel Dan și eseistul și poetul Grigore Popa, acesta din urmă născut în satul Podei, publicând totodată cu consecvență versuri și proze de Mihai Delic. Este cunoscut în deosebire ca poet, dar mai scris de-a lungul anilor, proză scurtă, note și însemnări, amintiri, file din jurnal. A semnat cu pseudonimele Hiterion pe pădure, Silviu Bardeș, Ion Codrin. Volumele sale de versuri sunt următoarele, câteva au fost amintite, dacă vreau să le amintesc de toate. Poezii, Turta 1920, Lumini suflate de vânt la Arad, apărut în 1923, Vom fi de jertfă la Turt în 1923 și ediția a doua în 1940, ediția Princeps din 23, fiind propusă de Octavian Goga pentru premiul Academiei Române, ceea ce s-a și întâmplat. Chiot Câmpenesc, tipărită la Cluj în 1926, Livioară, tipărită la Sighișoara în 1938, precum și volumul antologic Livioară, Cluj-Napoca, 1982, deci nu face mult, în colecția Restituit. Volume cu articole, file de jurnal și eseuri, ciocuri de oglinde, fără an, flori de soare, fără an, ape de munte, tolpa cu notițe. Am mai publicat versuri în volumele Antologia Poeților Tineri, în 1924, îngrijită de Antologie îngrijită de Zaharia Stancu, și Poezi Tineri Arteleni, în 1940, sub îngrijirea lui Emil Giurgiuca. Spre sfârșitul vieții, traduce, scrie poezii, dar nu le publică. În schimb, traduce intens, în care am mai publicat din Odi, din Petofi, din Oroni, din Goethe, din Schiller, din Pușkin. Asupra acestor momente biografice am vrut să mă opresc. Biblioteca Municipală a realizat, în urmă cu 5 ani, această biografie Teodor Oroșanu, o realizare deosebită a acestei instituții. Acum îl invit pe scriitorul Iuliu Pârvu să-și citească comunicarea pe care reușește să o aminte. Comunicarea mea se aude până în spate. Sau am o voce cu tine. Se intitulează Vocile poetice din Fodor Urășan. Spuneam un sfert de viață în urmă la acest aniversar, că poetului turdean, Teodor Mărășan, i s-a rezervat un loc în panteonul literar național, chiar dacă mai discret, și rămânem acum, într-un moment comemorativ, la aceeași comunitate. Nu trebuie neapărat să deschidem cartea de istoria literaturii în sprijinul poeziei sale, pentru că nu în toate cazurile o impulsiune din ea înseamnă mai mult decât o reculeasă umblare din principiile. Ori un poet, dacă și când este poet, stă plimbă sau în sufletul nostru și în afara stărilor noastre de reculeasă. Vocile poetice ale lui Teodor Mureșanu vibrează încă distinct, nu numai prin timpul local, sigur, sunt multe reflexe ale locului în această poezie. Dar imaginea patriarhală a satului de Câmpie Transilvan, încărcată adeseori de pictoresc, o simțim astăzi ca lucru.
Ea satisfăcea un program estetic și se înseniază într-o prea numerată galerie de artă naivă, ca să mai poată impresiona. Altunde, prin urmare, sunt ascultat aceste voci. După ce în primele plachete își consumase experiențele librești, cântând pe coadă de împrumut melodiile altora, ale lui Ștefan Octavian Iosif, George Cojuc și Octavian Luca Maruseanu, poetul se manifestă apoi ca un sensitiv, trăind fără să ierbi bucuria propriilor senzații. Teodor Mureșanu, tânăr de pe câmpie, este un senzual care nu-și spunește simțurile din exces de culoare. El trăiește prin simțuri minunea naturii, iar acesta se bucură de darurile lumii, de formele și culorile ei, de mirestele și al ierbii, de triluri și de corurile adânci ale tunelelor. Se bucură iluminat, nu degradând senzațiile prorocii, ci alimentând cu ele starea de confort spiritual. Poetul a cuprins lumea cu simțurile treze, dar nu cu spiritul adormit. El s-a manifestat ca un senzual fericit, ca un apolin ce își cultivă echilibrul interior, fără a disprețui spectacolul dionisiac. Nimic mai eloquent în acest sens decât volumul Piotr Tănescu din 1926, al cărui text programatic sună atât pe limpede. Citez. Lăsați în îmbrâncoarea câmpului să fim ca un punct în lumea de culori, un pom în gâlbirea de comori zvârlite de răsufletul pământului. M-aș arunca în sănătatea lumii, în zâmbetul de maci și de cicori, în foldele cărite încet de bori și în râsul cald de floarea soarelui. M-aș învăți cu sfânta armonie, cu zâmbetul ce căuie în câmpie, cu liniștea, cu umbre, cu firea, și sufletul s-ar odihni de viață, simțind cum, ca o umbră de dulceață, îi trece peste ochi nemărginirea. Și astfel, Chiotul Câmpenesc reverberează peste conjuncturi și mode literare, pentru că în momentele sale bune, a prins tonul fundamental al simțirii poetice autentice, nici prea sălbatic, nici artificial acesta. Cităm din nou. Ca în fața unei necuprinse arătări, cu plăsmuiri în basme și în munt, genunchii mei se prăbușau în lungi, iarba caldă de zgârniri și sărutări. Și cu urechea pe pământul înflorit, cu fața printre spicile de orz cu gene lungi, eu mă închinam și ascultam înmărmurit și muietul pământului, și batele vântului, și preamătul pădurilor, și zgomotul securilor, și doina rugarilor, și strigătul urmarilor, și cântecul fecioarelor, și bucurul zboarelor. O, câte vreme am privegit prin lanul, cu haina pe vânt, cu pieptul desfăcut, răzmindu-mă cu mâinile amândouă, să prind în brațe totul pădurii, și râsul câmpului să le sărut. De această strună, cânt în cadențele întâlnitorici ample, cânt în ritmul de sărbăreță ale cântecului popular, câmpia și satul chiuie de sănătate, chiuie de bucurie, într-o frenezie a vieții cuceritoare. Este aici, în substanța ei, o poezie bucolică din cea mai bună tradiție. Rare ori în literatura noastră s-a pomenit o asemenea explozie florală, de puține ori pământul s-a învățat către lumini din atâta sete. Trecând cu oile pe desul din sat, au început să chiuie niște flăcăi în lume. De pe valea sărutată de soare,
O lume de frunturi, cu aripioare de spumă, se ridicară să vadă ce s-a întâmplat. Și atunci copăcii aminați de pipoare, aflând altă cale cu vărătoarea veste, că e vorba cu adevărat în minune de lumină, care din clipă în clipă are să vină, s-au gătit mai întâi toți în alb, de sărbătoare, apoi au făcut un semn cu prâncile și toată lumea, la aceeași dată, au început furt să cânte tălări. Cele de-a doua vârste poetice a lui Tudor Mureșan, urând de Ioara, din 1938, este în mai mare măsură caracteristic rafinamentul expresiv. Tinerețea odată trecută și senzațiile se mai domolesc. Metafora strict plasticizantă de dinainte tinde acum către sensul revelator. Poetul caută să cuprindă nu numai incarnația lumii, ci și înțelesul ei adânci. S-a apropiat astfel de poezia mare, unde din când în când a avut acest. De altfel, semnele unei asemenea anotații se diviseră încă volumul precedent. Cităm. Ard comorile la margini de drumul, jucându-și vântorile în vine de fumuri. Ard comorile pe păuri de dealuri, legănându-și splendorile din magice șauri. Le văd prin fereastră, în soare cu stâlnile, lumina albastră în sufletul străului. Și cum după ele, cu vântul, cu soarele, cu grijile cu ele, ridici și picioarele. Dar n-ajung nici una, orice fac, căci focurile din fața mea într-una își caută locul, își mută locul. La această vârstă poetică, adecvarea vocii lirice, la substanța terenii poetice, devine mai evident. Acum, chiotele se convertesc în imnuri, ele alternând, dacă nu cu reflexia, măcar cu întrebări rostite grav, ce pot conduce către un anumit gen de reflexie. Cităm. Boilor, cuminților, coloșilor, rează părinților, strămoșilor, cine v-a dat ochii blânzi și mari? Cine v-a făcut vânjoși și tari? Cine v-a trimis portacii omânilor să primiți porunca mâinilor, aplecându-vă cu mași munți în juguri, plecați de destemate pruguri? Cine v-a lăsat tăcând mereu? Cine v-a legat cu cei mai greu? Raze strămoșilor, părinților, boilor, părinților. Asemenea timpuri sau timpurioane, poetul mai întină boilor, florii soarelui, florilor grâului, soarelui însuși, impunându-se ca un cântăreț al luminii, al unei lumini gâlpitoare care inundă pământul, făcându-l să râdă prin florile primăverii. Pe distanța de la chiot cântăresc la rigoară, retorica amplă e abandonată, versul capătă un relief mai clar, imagine devin mai particulare, poetul e mult mai aproape de gândirea poetică modernă. Devine conștient de nevoia investigării în adâncuri. În adâncurile eului, în adâncurile filii, în adâncurile istoriei. Ea dețin totuși o mitologie proprie ca să poată dura mai mult la această altitudine proprie. Astfel încât, el, cel autentic, a rămas în continuare poetul sensibil la forme, la culori, la buiete, la armieri, mai adunat acum în sinele său apolit. Parafrazându-l pe Nichipol Crainic, am spune că Tudor Mureșan, cel care simțise atât de acum seva pământului transilvan, își deschide acum privirea, împreună cu alți poeți tradiționaliști, către cerul românesc. Se dorește astfel cele mai frumoase versuri din creația sa. Într-o viziune apropiată de cea cu Munceanu Blaga, poetul gândit Transilvaniei va provoca adâncuri de noastre sufletești din câteva metafore cu mare forță de la toate. Rămânem vrăjiți de funcțiile pe care poetul le întinde între pământ și cer. Simțim parcă o adiere cerească
însuflețind culorile și sfârșitul. Toate ale firii s-au spiritualizat. Cităm. Este Duh de noi și-a sfârșiat cerul paina florile felinilor. Și copiii cântă lilioară. A trecut Domnul luminilor, a trecut peste pământ Sfânta Fecioară. Uluit de vrăși și de strigări, ochii mi-am ridicat spre zări și pe arcurile șaile și pe arcurile cerului înălțit ar surprins alai de pe lui. Ar mai fi de adăugat multe. Noi ne rezervăm încă două precizări. Teodorul Rășanu e și autorul câtorva balade risipite prin toate plachetele. Domnul Cear, Voinic, Călare, Călăuza, Păcat, Moara Arsă, care aduc în literatura noastră vaci și târzii ecou ale unui preromantism german. O se știe că la puțin timp după ce își publicase volumul Ioară, la Sibiu, în anii războiului, un grup de studenți curgeri lansa o mișcare de restudenția baladei în literatura noastră. Radu Stanca mai ales, dar și alți colegi ai săi, au reacționat în felul acesta față de impresiva prea spălătoasă a poeților moderniști ai evrei. Nu trebuie uitat însă că Radu Stanca și o parte dintre colegii săi, ca elevi ai liceului George Ivanescu din Cluj, au cunoscut poezia lui Teodor Rotășan. Mai mulți profesori curgeri, dintre ei Ion Cunezu, colaborau la revista Pace în Cluj, încât cu siguranță ea era cunoscută și printre elevi. Să admitem, deci, că poetul turcian se înscrie în literatura noastră și ca un precursor al mișcării cercului literar la Sibiu. Tot ca precursor pe admis al expresionismului țărănesc din poezia anilor 70 ai secolului trecut. Urmărind cu atenție versurile care urmează, nu va fi greu să descoperim motive și imagini ale poeziei din tinerețe a lui Ioan Alexandru, cea care, de fapt, l-a impus în literatura noastră. Cităm. Galben bătut de-a celui albastră răfană, farfurie de aur din care cinează Dumnezeu, vatră deja aprinsă imense reșteu, la porțile cerului albă rană, lumină lină, lumina paradisului, celegeri umbre pe tăurile visului, dă-mi aurul raze, seminul în creier, să tremur pe harpă în băierul cântic de greu. Și astfel, cum spuneam, vocile poetice ale Teodor Mureșan vibrează încă distinct, nu numai în timpul lor local. Ascultat atent, poezia sa poate sluji un excelent exercițiu de inițiere. Pentru cei inițiați, adie plăcut, ca într-un ostrov răcoare în lumea noastră atât de încinsă de toată. Mulțumesc! Teodor Rășanu a frecventat de câțiva ani cenacul literar Pavel Dan, condus pe atunci de profesorul Vasile Langa. Eu am venit în 1959 la Turda, cenacul invitat de mulți ani, în 1952, dar niciodată nu a citit din creația lui. Asculta ceea ce citeam noi, nu comenta niciodată în ședințele cenacului scrierile cenacliștilor. De două ori m-a invitat la dânsul acasă, mi-a arătat din manuscrisele sale, dar cu deosebire traducerile. Era sceptic în ceea ce privește viitorul literaturii realist-socialiste, care se scrie atunci. Eu am scris, în toată moartea
lui Teodor Mureșanu, un studiu la revista Pagini Literare, multe luminos, publicat și în această carte, dar aș vrea să citesc un scurt fragment despre felul cum l-am văzut eu atunci pe Teodor Mureșanu și un citat din ultimul interviu pe care l-a dat chiar în anul morții, dar cu câteva luni înainte, revistei Tribunal, mai precis lui Constantin Cugleșan, care astăzi n-a putut veni aici, era redactor pe la revista Tribunal atunci, coza cu Cugleșan și Ion Oarcăsu. Era sfios și vioi, visător și om de acțiune, cumpătat și spiritual, de o modestie cuceritoare și ascundea o tenacitate pe care cu greu reușea cineva să o ghicească sub înfățișarea lui de romantic încrățit cu muzele, petrecându-și o parte din timp pe meleaguri nebăluite de oameni obișnuiți. Natura a făcut ca Teodor Mureșanu să contopească în el trăsături de caracter din cele mai frumoase și mai diferite de la ambii părinți. Mama lui a fost o femeie harnică, plină de energie, ducea tot greul casei, în plus muncea și la câmp cât bărbatul ei, dacă nu cumva mai mult, căci capul familiei era un țăran visător și pasionat cântăreț de strană în satul lor, Urca, comuna Vișoara, lângă Câmpia Turzii. Fără îndoială că talentul literar l-a moștenit de la mama lui, care a fost o bună povestitoare, cum însuși și mărturisea în anul 1966, câteva luni înainte de a porni spre câmpiile Elizeei, citez. Din copilărie mă leagă amintirea mamei, era o neîntrecută povestitoare, ori numai mie mi se părea așa. Mai avea apoi faima de a fi tare, harnică, muncitoare la câmp. Dar și pe lângă casă, niciodată nu știam când se mai odihnește și ea. Pe lângă ei, părinții, mai eram noi 5 copii de hrănit și de îmbrăcat. Tata, cântăreț pasionat de strană, staroste pe la nunți, era cam visător și toate greutățile rămâneau în seama mamei. Un membru al Senatului Literar, Pavel Dan, prezent acum aici la această masă, cercetătorul Valentin Vișinescu, îl va citi în continuare un text. Lucrează la o carte despre Teodor Mureșanu pe baza unor documente inedite primite de la vărul domnului profesor Mureșanu, aici la liceul Regele Ferdinand, în perioada interbelică, erau doi frați profesori, Teodor Mureșanu, profesor de limba și literatura română, și Ion Mureșanu, profesor de științe naturale. Pe linia lui Ion Mureșanu este acest descendent care probabil va veni mâine la aniversarea lui Valentin Vișinescu. Acum îl invit să ne citească textul pregătit. A unirii, a
profesorilor de la începutul liceului din 1919 și să le fac, la care am putut, cât o cărticică, aproape celor în vârstă, care i-am prins în viață, le-am făcut câte o carte. Și mă bucur de acest lucru, că ați avut asemenea clasă minunați, care v-au îndreptat pașii către învățătură înaltă și ați devenit și dumneavoastră prin ei, prin generații, iubitori ai cărți în general. Și vă prezint două cărți legate de familie. Eu m-am legat de familia Mureșanu, pentru că a scris în 1923, a scris o carte pentru ele, era după Marea Unire și atunci aveau nevoie elevii să învețe limba română cea dulce, așa cum o numesc foarte mulți. Chiar un străin nominalizează acest fenomen. Foarte bine limba română, pentru că e ușoară de învățat, care are foarte multe vocale și spune el un mare scriitor din 1839 că el a învățat rapid această limbă și a folosit, a făcut cercetări în parte. Aceasta este prima carte pe care o știu, nici nu știu dacă e numai poet, o să-l numesc și istoric și chiar acum atâta material am găsit încât pot să-l vă spun că am intenția cu doamna bibliotecară de la Teodor Mureșan, de la bibliotecă, să-ți facem pentru la anul încă ceva legat de Teodor Mureșan, om luptător al Marei Unii, cel care a fost preot inițial în 1919, când își dă demisia din credința ritul greco-catolic și ia condeiul și începe să fie un patriot care i-a găsit niște lucruri extraordinar de interesante. A doua, pentru că m-am ocupat de familie, în lucrarea mea, care o să vă spun câteva lucruri, am scris despre Ion Mureșan, fără să-i știu prea mult personalitățile, am zis toată familia. Și sunt cinci din familia Mureșan, care sunt absolvenți de facultate de istorie. Unul academician, ceilalți patru profesori universitari de istorie, pe care COVID-ul avem chiar aici, poate de noi. Și unde sunt ei născuți? Nu sunt chiar în Vișoara, ține de comuna Vișoara, în Cătunul, un fel de sătuc, care se numește Linț. Acolo au trecut ei prin școală, în sătucul acesta de 30 de case, și eu am avut curiozitatea să fiu prezent acolo. De fapt, nu sunt eu primul a fost domnul Aurel Podaru, care și el se trage în zonă, din părțile Lichiului, pentru că și da, au fost doi dascări din Linz care au funcționat în triterii Hodar, în triterii Pânaților. Deci lucrurile acestea am scris despre
personalitățile acestea, cinci persoane care au îmbrățișat meseria asta de istorie sau istoria artei. Păcat că nepotul care trebuia să vină acum, nu știu ce s-a întâmplat cu el pe drum, s-a întâmplat ceva, probabil că trebuia să vină aici, să-i înmânăm o atenție, să spunem, din partea noastră, dar deocamdată îi oferă domnului Ovidiu, care și dânsul se bucură acum alături de noi, că are un nepot de vreo 6 luni de zile, care nu mai poartă numele căsătoriei din Linz, din localitatea din Austria, deci coincidență interesantă, frumoasă, și i-a dat numele de familie Mureșan. Este, cred că, un gest nobil de a păstra în familie această tradiție a familiei. Vă pot spune că avem și între noi aici, am consultat și oamenii care au trăit în satul acesta, care a dispărut, este aici avem un domn Emil Suciu, care față de noi aici, a lucrat pe moșia lui John Page. Acolo era moșia unui mare scriitor istoric, antropolog, arheolog, care s-a menținut până în zilele noastre, numai acum a intrat în... a lucrat ca și copil prin anul 40 la Institutul de Cercetări Agricole din Linz. Noi am avut norocul cu acest nepot, cu Valentin Mureșan, și tizul meu, și de istorie, și am avut noroc cu dânsul că mi-a adus niște fotografii din viața familiei, fotografii făcute în 1936-37, foarte bune, mult mai bune decât orice fotografie pe care o facem zilele astea. Foarte bune. Și cu fotografiile acestea am reconstituit familia în parte și am avut noroc și de un medic turdean, odată s-a anunțat pe mine, cu care merg pe poplaur și fotografiem, fotograf de excepție, și fotografiem lucrurile acestea inedite. Și încă mai vreau să vă spun că poezia Turda se numește, am descoperit-o mult mai târziu, de la un post elev al dumneavoastră, unii îl cunoașteți, este vorba de profesorul de istorie Ioachim Nemeș, care a recitat ca elev al lui Teodor Mureșan, a recitat poezia aceasta a lui Teodor Mureșan, numită Turda. Este o admirabilă poezie care a fost păstrată pe ascuns, dar atunci acest elev l-a dus la zilele liceului Italiei, cum se făcea Petra, cum se făcea atunci Maialu la formătul Unicaificează, o poezie deosebită frumoasă. Și aș avea enorm de multe, enorm, dar vă arăt numai o singură imagine. Imaginea aceasta din fața liceului dumneavoastră, unde se găsește bronzul pentru eternitate, închinat lui Pavel, lui Teodor Mureșan, cu steșarii
pe care i-a plantat în 1919 chiar fratele lui, Ion Mureșan, și mi s-a părut că e o atmosferă, o legătură între ei și noi și intrarea de la liceul pe care îl numai. Ce aș vrea să vă spun, cartea este aproape terminată, în peste vreo 2-3 săptămâni, eu am să o organizez de așa manieră încât să ajungă la toți cei care au fost prezenți aici, fie prin doamna profesoară Arion, fie prin doamna profesoară de limba română, care mi-a fost o idee excelentă, și am văzut și în sală foști elevi ai mei, că e a treia generație, a patra generație, a cincea, ce știu, și uit câteodată câți ani am. Dar trebuie să mă mai uit. Cei mai productivi ani ai mei de creație au fost ultimii 10 ani, că am fost un pic la pat de dureri de reumatici. Și a trebuit să stau acasă, având activa la mine și biblioteca lângă mine, am făcut studii și ăsta, volumul care îmi scot acum, este al 101-lea volum pe care îl dau turcii și satelor din zona noastră, așa pot să fie. Să scriu și scriu și acum numai cu pixul. Nu știu să umblu cu aparate tehnice. Un tânăr care se duce, model, un elev modern, el face în 5 minute, scoate după internet. Eu nu pot să fac acest lucru. Nu-mi permit încă, probabil, să vină vremea, dar nu cred. Eu sper. Domnului, așa, cu dedicația vă poți. Și să-l vedeți și noastră de cel care a lucrat pe moșia lui John Petre. Uitați-l acolo să știți că a publicat. Mulțumesc junelui Valentin Vișinescu, care de curând a împlinit numai 16 lustri, deci 85 de ani, fără asta rămâne între noi. Să-și depășească numărul de volume. Da, numai dacă nu mai scrie. Vorbea la un moment dat Valentin Vișinescu despre dinastia mureșenilor. Eu am scris un articol despre dinastia Rațiu și aminteam câteva dinastii pe care eu le-am arătat așa în mintea mea și apoi pe fila de hârtie. Dinastia Rațiu fiind cea mai bogată reprezentant și cânteam de Voicu și Ioan de Hunedoara, dinastia Cantacuzinilor, Constantin Stolnicu, Șerban Cantacuzinilor, care a ajuns domnul, Gheorghe Grigore Cantacuzinilor, om politic, Ioan, medic, în secolul XIX, sau dinastia Cantemir, Constantin, Sasa, Domnitor, Dimitrie, membru al Academiei din Berlin, Antioch, scriitor. În fine, dinastia Mureșan, Teodor Mureșan, scriitorul, academicianul Camil Mureșan, iată profesor universitar Ovidiu Mureșan, și cealaltă ramură despre care, a mureșenilor despre care amintea Valentin Vișinescu.
Îl invit pe scriitorul Aurel Codaru, care a fost elev la acest liceu, l-a avut pedagog, de păcate, nu profesor, pe Teodor Moroșanu, să continue simpozionul nostru. Știți, asistență, dragi elevi, promoția anului 1959 a marcat semicentenarul acestui liceu, care atunci se numea Școala Medie Mihai Videanu. Era ultima promoție de băieți și prima promoție cu 11 clase. Din această promoție fac și eu nevrednicul parte. Nevrednic, dar fericit, spun eu, pentru că în cei 4 ani de liceu petrecut aici, am avut noroc, am avut șansa unui cor profesoral de elită. Între acești profesori a fost și Teodor Moroșanu, poet, s-a spus, prozator, traducător, eseist, conducător de ziare și reviste și, nu în ultimul rând, un animator cultural de rară vocație. Cred că a fost unul dintre cei mai mari animatori culturali din Avrea. Mie mi-a fost pedagog. Ironia, soartă. Pentru că asemenea altor intelectuali de frunte a suferit și e foarte mult din pricina noului atunci regim de democrație populară. A fost închis pentru că avea în bibliotecă și cărți din literatura universală. Cărți care erau considerate interzise. Și că a răspândit aceste cărți, în primul rând le-a oferit fiului său, Camil, care nu împlinise încă 18 ani, așa, dar i-a oferit aceste cărți să le citească. După ce a ieșit din închisoare, a fost îndepărtat și din învățământ, trimis la munca de jos, luați dreptul la semnătură. Nu mai avea voie să publice în revistele și ziarele vremii. După o vreme a ajuns un mic funcționar la abatorul din Turda. Făcea niște scrieri acolo. Așa, apoi a fost pensionat și
După pensionare, cineva a constatat că nu are ani necesari pensionării. Și l-a trimis la liceu Petru Maior în Gherla, a stat un an și a venit, s-a întors. Deci după 10 ani, în 1948 a fost arestat și închis, și după 10 ani se întorcea la școala pe care profesorul Teodor Mureșanu a slujit-o cu credință și cu devotament aproape 30 de ani. Și a venit pedagog. Deci el a fost pedagog și mă mândresc cu faptul că i-am devenit un apropiat al profesorului și mai apoi al scriitorului Teodor Mureșanu. În 8 ani, în ultimii 8 ani de viață l-am cunoscut eu. Cu 5 ani în urmă, la inițiativa Bibliotecii Municipale, care poartă numele, a fost omagiat. 120 de ani de la naștere și 45 de ani de la trecerea în eternitate. Grație, doamne director, a bibliotecii, am participat și eu la acest eveniment la care a fost prezent regretatul academician istoric universitar crujan, Camil Mureșanu. Atunci l-am evocat așa cum l-am cunoscut eu în ultimii ani de viață, ultimii 8 ani. În ultimul an, distanța dintre noi ajunsese la peste câteva sute de kilometri. Și atunci am corespondat. 4 scrisori pe care mi le-a trimis mie sunt publicate în cartea Teodor Mureșanu, un poet care a trăit de mult, îngrijită de scrisionat. Și apoi preluate în volumul Teodor Mureșanu, Corespondență, cu 211 scrisori, care au mai rămas, pentru că atunci când a fost arestat, de frică, așa, a ars și niște scrisori, le-a băgat pe focă, s-a așteptat la orice. Atunci l-am evocat. Nu vreau să reiau ce spuneam atunci, dar chiar vreau să vă ofer dumneavoastră acum un portret al tinerului profesor și scriitor Teodor Mureșanu. Un portret creionat excelent de un alt fost elev al său, Mihai Iosivaș, din Vișoara. Mihai Iosivaș, ca și profesorul lui, a fost și el închis, trimis 2 ani la Canal. A revenit, dar mult mai târziu, tot cam în perioada aia, a revenit și el la liceu pe post de bibliotecar, apoi profesor de limba latină. Mie mi-a predat limba latină. Eram prima promoție după ani mulți în care latina a fost scoasă din liceu. Deci reintrodusă când eu eram în clasa 10-a și Mihai Iosivaș mi-a predat limba latină. Foarte rapid trec să vă citesc ce spune fostul său elev. Era toamna anului 1919. Se terminase mai cerul și lumea, de lung și în lat, își lega rările scripite. Dar aici și acolo un concert de tehnică pentru o viață nouă.
elevii români ai Liceului Regal Maghiar, în 1919 s-a numit Liceul Maghiar, limba de predare maghiară. Așa? De state turc a început să se învețe acum în limba lor. O limbă pe care o vorbeau cum au învățat în satele lor de moți sau de țărani de pe Cârcini. Și în această toamnă anului 1990 a apărut printre alte figuri recunoscute pe coridoarele liceului nostru, care atunci, îndată după eliberare, tot Mihai Viteazul s-a numit, un tiner cu fața puțin palidă, cu ochii negri, mari, cu părul tot negru, căzut puțin pe sprânceana dreaptă, o figură clasică, sau mai bine zis, tot romantică, de poet, purtând din când în când și la palmieră neagră, la haine tot cam negre, în tot o înfățișare care îl scotea din comun și care pentru noi, elevii din clasa de a treia și a patra, era ceva cu totul neobișnuit. Exact ca și la noi când au apărut în postura de pedagog, venea după niște botași, așa era, băteau de rucăvele. Cei dinainte, pedagogii dinainte, era profesorul de limba și literatura română, Teodor Mureșan. Îl primeam cu respect, aproape cu venerație, și noi cei însetați de limba română o sorbeam cu mesaj când auzeam rostită de profesorul nostru despre care am aflat curând că este poet. Și au trecut luni, au trecut ani și au început să apară cântări de poezii și apoi să înaintăm tot mai mult din pădurea fermecată a limbii și a versului românesc. În afară de clasă aveam și societatea de lectură care purta numele criticului Titu Maiorescu și unde tot profesorul de limba română ne conducea pașii timizi spre creația originală. Din acest cui și-a luat apoi zborul un alt copil al Dirnelor, de asta dată de la Pritei, Averdac. Copil pe care profesorul l-a urmărit și l-a îndrumat multe vreme și alții care n-au ajuns să fie cunoscuți, dar profesorul îi încuraja și îi îndruma în truda lor de șlefuire a fraze și a versuri. Acesta a fost profesorul nostru de limba română, mereu însuflețit, mereu entuziasmat de fărâma de frumos pe care o găsea într-un vers sau o pagină de proză, entuziasm pe care reușea să ne le împărtășească și nouă. Nulla dies sine linea, ne spunea mereu și într-adevăr, ne dădeam seama că profesorul nostru nu lăsa să treacă nici măcar o zi fără să mai pună ceva la frumosul și bogatul tezaur adunat de-a lungul anilor. Vremea petrecută într-o convorbire cu Teodor Mureșan era un câștig substanțial și în același timp o destindere, pentru că interlocutorul era și spiritual. Avea un amestec de umor libresc și țărănesc, din care a izvorât în ultimii ani o prețioasă lucrare cu versuri, având ca erou pe vestitul Păcală, privit de data aceasta printr-o prismă cu totul special. Aceeași atitudine de îndrumător competent, înțelegător și binevoitor a avut-o și în cadrul cenacului literar de activitate, căruia i-a interesat, s-a interesat îndeaproape și când nu mai avea sarcina de conducere. Știa să spună adevărul în așa fel încât să nu supere pe nimeni, lucru foarte greu în lumea așa de sensibilă a condeierilor. Textul acesta a fost publicat mai întâi în troculegere de poezie, proză și artă plastică, pagini turdele, apărut în 1960
și nouă și avem preluat în volumul Teodor Mureșanu un poet care, care a trăit de mult. A trăit de mult? Da, care a trăit de mult, da. Așa. A lăsat în urma sa 5 volume de poezii, dintre care unul, Lumina Suflată de Vânt, s-a spus, premiat de Academia Română la propunerea lui Tatian Boga, 4 de proză, eseuri publicistică, unul de traducere din poetele lui Adi, la care se mai adaugă o mulțime de traducere disipite prin revistele vechi. În vara anului 1966 s-a îmbolnăvit, a fost supus unei operații la Clinica de Urologie din Cluj, însă n-a supraviețuit această operație. În 2 septembrie, la vârsta de 75 de ani, a trecut în postumitate. Și zice tot Mihai Iosivaș, s-a dus spre moarte cu același zâmbet cu care privea viața, zâmbetul înțeleptului care știe că lumea și viața își au cursul lor din care nimeni și nimic nu le pot abate. Au trecut de atunci, iată 50 de ani, memoria profesorului, poetului, scriitorului Teodor Mureșanu a rămas vie în cei care l-au cunoscut și care transmit mai departe, încearcă să-i promoveze în continuare pentru generațiile care vin opera acestui scriitor important al Ardealului și faptul că astăzi noi suntem aici și vorbim despre Teodor Mureșanu e o dovadă a ceea ce am afirmat. Vă mulțumesc! Așa este, Aurel Pădaru, îți mulțumesc. Scriitoarea Gabriela Aurel. Care avea probabil vârsta mea de acum. Și m-am remarcat
târziu, când am trecut de la lecțiile de limba română, domnul Lange a mai dat pe alte lecturi, am aflat, sigur, de revista pe care a condus-o și am fost foarte și mai rădat pe ori de Mărgean, că sunt urteancă, acolo unde Teodor Bureșanu aduna mari personalități ale literaturii române în paginile revistei sale. I-am citit apoi și poeziile, că am într-adevăr de autriste, dar el ca om, ca și istorie, ca și biografie, a fost un om marcat de foarte multe suferințe. A fost, să spunem, un plan personal. A pierdut pe doi dintre copiii săi, pe primul născut și o parte la... Fată, tânără în calea vârstei. Sigur că destinul i-a părăsit mai apoi și pe Camil, care a făcut mare cinste, a fost de Camil de Centrul României. A fost nedreptățit de soartă și încarcerat la Iud, numai pentru că citea, mai mult decât noi astăzi. Și toate astea și tot ce ați auzit aici nu sunt decât conșiriile de date biografice, dar cu siguranță va trebui să